Vă invit să deschideți Biblia, frați și surori, cei ce suntem la Casa Domnului, la Poarta Cerului în această seară. Cartea 2 Împărați, capitolul 5, aș dori să vă citesc de acolo primele 14 versete. 2 Împărați, capitolul 5, primele 14 versete, unde Biblia spune în felul următor. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trece înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale, of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria. Și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel, a plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa, acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că-ți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea împăratului Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor sau să înviez? De-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie, dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut, cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Amin. În această seară, dragii mei, aș dori să vă vorbesc despre un subiect pe care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă, acum recent, citind Biblia, meditând la Cuvântul lui Dumnezeu și cred că este una dintre practicile, aș spune, cele mai benefice sau dintre cele mai benefice sufletului omenesc. Să-ți iei timp și să stai să meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă am o dorință pentru generația în care Dumnezeu ne-a așezat, este să ne întoarcem din nou la această carte, pentru că din ea și prin ea putem să învățăm tot ce trebuie să știm ca într-o zi să fim cu Domnul. Amin? În această seară doresc să vă vorbesc din acest text pe care cred că l-ați citit fiecare de multe ori. Sunt convins că ați auzit multe predici frumoase, multe învățături bune din acest text. Dar dați-mi voie în această seară să nu vă vorbesc despre Naaman, deși el este personajul principal al narațiunii, pentru că această narațiune e pe cât de interesantă, pe atât de neobișnuită, deși personajul principal al textului este Naaman, un general sirian pe care Dumnezeu l-a folosit puternic, un om care avea multă trecere înaintea împăratului, spune Biblia despre el că era un om tare și viteaz, un om cu vază, un om cu multă influență și căruia erau supuși foarte mulți alți oameni. Totuși omul acesta avea o mare problemă pe care o știm cu toții, era bolnav de lepră. La vremea aceea lepra era o boală incurabilă. Dar personajul principal, deși este Naaman, în textul acesta mai apare un alt personaj anonim, despre care vreau să vă vorbesc în această dupămasă, și anume, așa cum citim în versetele 2 și 3 și există mențiunea în versetul 4, aș vrea să vă vorbesc despre o tânără pe care sirienii au adus-o în robie din Israel.
Biblia spune doar atât despre ea, citesc sau recitesc versetele 2 și 3. Sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Biblia nu ne spune ce vârstă avea această tânără. Era suficient de mare cât să poată sluji, dar suficient de mică cât Biblia să o numească fetiță. Probabil undeva o adolescentă, în cel mai bun caz. Ea era în slujba nevestei lui Naaman, într-una dintre incursiunile militare ale sirienilor în țara lui Israel, au adus între robii de acolo și pe această tânără, care a fost apoi mandatată să slujească în casa acestui general, ca și servitoarea soției lui. Versetul 3. Și ea a zis stăpânei sale, undeva în cursul evenimentelor, în cursul zilelor, deși lepra era o boală pe care fiecare încerca să o ascundă până în momentul în care devenea public, că ai lepră și atunci erai exclus din societate, trebuia să strigi necurat, trebuia să ieși complet din tot ceea ce însemna comunitate. Într-o zi ajunge la urechile acestei fetițe, acestei tinere, această informație, cred, ținută bine ascuns de către familia lui Naaman, că are lepră. Și ascultați reacția ei, ea a zis stăpânei sale, of, dacă domnul meu, adică dacă Naaman ar fi, spune versetul 3, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul acela l-ar tămădui de lepra lui. Tot ce trebuia să audă Naaman a fost asta. Că există soluție pentru problema lui. Și ascultați versetul 4. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, adică împăratului, la care el avea în mod clar intrare ușoară, fiind un general cu o reputație așa ca și a lui. Și spune, îi spune împăratului, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. După care urmează ceea ce v-am citit, ce anume deplasarea lui Naaman în țara lui Israel și cursul evenimentelor așa cum l-am citit. Vreau să vă vorbesc în această seară despre lecția libertății pe care o înveți din școala robiei. Ăsta este titlul mesajului meu în această seară. Care sunt lecțiile despre libertate pe care ți le predă un rob? Știu că poate sună neobișnuit să te gândești că cineva care trăiește în robie te poate învăța ceva despre libertate. Dar când mă uit la această tânără, când mă uit la această fetiță, la această adolescentă, înstrăinată din țara ei, înstrăinată de lângă familia ei, strămutată într-un context complet diferit, într-un context străin și ostil, această tânără ne învață cu sute de ani în urmă lecții care cred eu că ni se aplică nouă fiecăruia dintre noi astăzi. E oare posibil, vă veți întreba, ca o tânără anonimă care a trăit cu sute și sute de ani înainte de vremurile noastre să aibă ceva de spus pentru noi, cei din secolul în care trăim noi? Boala incurabilă a lui Naaman l-a făcut să stea în expectativă. Sunt convins că Naaman ar fi încercat orice, doar ca să scape de lepră. Vreau să vă spun că de multe ori nevoile și problemele pe care le avem ca și oameni ne amintesc constant de limitele noastre. Fiecare dintre noi suntem doar niște oameni și avem limite clare. Eu cred că pe Naaman l-a motivat ceea ce a auzit de la această fetiță, că în Samaria, acolo unde el nu de mult fusese într-o campanie militară, este cineva care îl poate vindeca de boala lui, îl poate scăpa de problema lui. Poate că și asta l-a provocat să ducă cu el peste $1,000,000 valoare în banii zilelor noastre, ca și cadou împăratului păgân al Samariei. Spune Biblia că a luat cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur, 10 haine de schimb, cu bine peste $1,000,000 valoare. A încărcat tot acest avut, această avuție și s-a dus în Samaria, pentru că acolo exista cineva care putea rezolva problema. Și înapoi la această tânără, la această adolescentă, aș vrea să vă vorbesc despre 4 lucruri pe care această tânără ni le pune în față și care cred că se aplică fiecăruia dintre noi. Recitesc versetul 2.
Sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Primul lucru pe care vreau să-l văd și pe care îl văd în acest text despre această tânără și același lucru ni se aplică și nouă astăzi este următorul. În mijlocul limitărilor impuse de oameni, continuă să trăiești în libertatea pe care ai primit-o de la Dumnezeu. Dragi creștini, în mijlocul oricăror limite pe care ți le impun oamenii, tu poți să continui să trăiești liber în libertatea pe care ai primit-o de la Dumnezeu. Ce învățăm de la această tânără? Sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Au adus-o în robie. Dintr-o dată, contextul s-a schimbat, statutul i s-a schimbat. Știți ce nu s-a schimbat în viața acestei tinere? Credința ei și libertatea în Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, că libertatea credinței tale în Dumnezeu nu trebuie să se piardă odată cu constrângerile vieții pe care o trăiești. Dacă ar fi să fim onești cu noi înșine, câți dintre noi nu ne luptăm cu limitări, nu odată pe săptămână sau odată pe an, ci în fiecare zi? Ești aici în casa Domnului, la poarta cerului și ai venit cu limitările tale. Poate zici, eu sunt bine, sunt ok, n-am treabă. Poate una dintre marile limite pe care le ai în seara aceasta sau limitări este faptul că ești bolnav și nu te poți bucura de sănătate. Știți cât de rău este să fii constrâns de o boală și să nu te poți bucura când nu te doare ceva? Până când nu ajungi să te doară ceva, nu apreciezi cum e să nu te doară. De multe ori spunem, no, băi, se plâng atâta frații, avem atâtea bilete pentru rugăciune, avem atâtea solicitări. Știți că atunci când suntem pe partea cealaltă a cererii, lucrurile arată complet diferit. Știți cât de bine mi-a prins duminica trecută când m-am uitat și v-ați rugat pentru mine și după rugăciunea bisericii Dumnezeu s-a atins de mine și m-a vindecat. E greu să încep să vă explic ce înseamnă când treci de la durere la liniște și pace. Aș vrea să vă spun că în seara asta, tânăra asta mă învață că în mijlocul limitărilor pe care ți le impun uneori oamenii, contextul, viața, tu poți să continui să te bucuri de libertatea pe care o ai în Dumnezeu. Vreau să te întreb, dragul meu, dacă ești bolnav, constrâns nu de oameni, de suferință, poți în continuare să fii liber în credința ta în Dumnezeu? Dacă treci printr-o situație dificilă la locul tău de muncă și ești constrâns, poți să rămâi liber în credința ta față de Dumnezeu? Dacă treci printr-o situație dificilă în familia ta și ești constrâns și limitat de ceea ce ți se întâmplă, poți să rămâi liber în credința ta în Dumnezeu? Asta este provocarea pe care tânăra aceasta din țara lui Israel ne-o prezintă în această situație și în textul pe care l-am citit. Este în casa lui Naaman, este în robie, da, probabil că nu era legată în lanțuri, probabil că primea o hrană decentă și avea un loc de găzduit decent, fiind în slujba nevestei lui Naaman, totuși era în robie și în ciuda limitărilor pe care le trăia, ea continua să fie liberă în Dumnezeu. Știți care este cea mai mare problemă de multe ori când ajungem să fim constrânși de limitele noastre? Nu mai putem să fim liberi în credința noastră. Știți cât de greu este de multe ori când îți merge greu sau ești într-o situație grea să poți să fii liber în Hristos? De multe ori vorbim despre libertatea în Hristos ca fiind permisivitate. Și undeva în mintea acestei generații, a fi liber în Hristos echivalează cu un cec în alb pentru a face orice. Însă este o greșeală și o înțelegere fundamental greșită. Libertatea în Hristos nu are de a face cu ce poți face, ci cu ce poți fi. În Hristos ești liber, nu dacă ți se dă voie să faci tot ce-ți trece prin cap. Aia nu este libertate, ăla este libertinism. Sunt două chestiuni complet diferite. A fi liber în Hristos înseamnă în mijlocul constrângerilor, a greului, a limitărilor pe care nu le poți controla, să poți să-ți menții credința în Dumnezeu. Să poți să rămâi ca și această tânără. Era în robie,
era în suferință, era despărțită de părinți, de familie, de contextul ei și totuși credința ei în Dumnezeu nu este afectată. Vă întreb, mă întreb, oare când ajungem acolo, când ajungem să fim constrânși de lucruri pe care nu le putem controla, rămânem noi oare liberi în credința noastră? Sau în închisorile vieții, în temnițele în care viața ne aruncă și ne închide cu tot cu credința noastră? Vreau să învățați ceva de la această tânără. Nu zice Biblia că era vreun proroc, nu zice Biblia că era predicator, nu zice Biblia despre ea nimic decât că era o tânără din țara lui Israel, care în mijlocul limitărilor pe care nu și le-a impus ea, le-au impus alții, a rămas liberă în credința ei în Dumnezeu. Știți de unde știu asta? Pentru că vine cu soluția când aude problema lui Naaman. Aș vrea să vă întreb, cum putem să rămânem liberi în Dumnezeu, deși suntem limitați de toate celelalte lucruri? Pot să vă dau doar câteva lucruri la care să reflectați și să meditați. Poți rămâne liber în credința ta în Dumnezeu, chiar dacă ești limitat și constrâns de tot ceea ce ține de viața ta, atunci când nu renunți să crezi în Dumnezeu, chiar dacă ești printre puținii care o mai fac. Poți să-ți păstrezi libertatea primită de la Dumnezeu când continui sau nu renunți să crezi în Dumnezeu, chiar dacă ești singurul sau printre puținii care o fac. Cred că această tânără nu avea confortul unei biserici, a unei sinagogi, haideți să ne ducem la vremea aceea, sau ne ducem și mai în urmă, a unei comunități care credea în Dumnezeu. N-avea suportul lor. Nu știu câți alți robi ori fi fost aduși în același context. Nu ne spune nimic Biblia. Dar tendința mea este să cred că această tânără era singură. Cu certitudine singură în casa acestui general sirian. Și totuși, ea nu a renunțat la credința în Dumnezeu, chiar dacă a fost singura din casa lui Naaman care credea în Dumnezeu. Trăim într-o lume, dragii mei, care devine din ce în ce mai ostilă față de Dumnezeu și față de tot ceea ce este credința în Dumnezeu. O lume care tolerează literalmente orice, mai puțin pe Dumnezeu. Cred că nu trebuie să vă dau exemple, că istoria săptămânii trecute este un exemplu cât se poate de plauzibil în direcția asta. Se tolerează absolut orice, mai puțin tot ce ține de Dumnezeu sau orice ține de Dumnezeu. Devenim ca și creștini o minoritate în scădere. Minoritate eram oricum. Doar că minoritatea asta este în scădere. Vreau să vă întreb, oare ne mai păstrăm noi libertatea credinței primită în Domnul? Și dacă vrei să o păstrezi, în ciuda constrângerilor și limitărilor pe care ți le impun oamenii, viața, contextul, trebuie să nu renunți să crezi în Dumnezeu, chiar dacă rămâi singurul. Putem spune amin la asta? E greu. E greu. Nu știu căror zeități se închinau sirienii acolo, în acest context. Cu siguranță aveau zeități. Cu siguranță în casa lui Naaman erau idoli, însă această fetiță a continuat să creadă simplu în Dumnezeu. Asta înseamnă să te bucuri de libertatea pe care o primești la Dumnezeu. Și mai ceva, am zis să nu renunți să crezi în Dumnezeu, oricât ți se pare că e de greu și că ești puțin. Doi, ca să poți să continui să rămâi în libertate, trebuie să nu renunți să slujești lui Dumnezeu atât cât poți acolo unde ești. Da? Nu renunța să slujești lui Dumnezeu atât cât poți acolo unde ești. Înțelegeți că în mijlocul situației în care era această tânără, ea n-a renunțat în primul rând la credința ei în Dumnezeu, și în al doilea rând, n-a renunțat să slujească lui Dumnezeu atât cât a putut. Vă pun o întrebare simplă, suntem tot la primul punct. O întrebare simplă, pe tine ce te face să renunți la slujire? Adversitatea din partea celorlalți? Se uită cineva mai urât la tine și nu mai slujești?
îți spune cineva din invidie un cuvânt și gata, mă retrag, mă opresc. Vine cineva la tine, invidios că ești mai bun ca el, și îți aruncă niște vorbe așa, știți voi cum, cu două înțelesuri și tu nu mai slujești. Mă uit la această domnișoară, la această tânără, o admir. N-a renunțat să slujească lui Dumnezeu atât cât a putut. Dar nu mai pot să slujesc, frate. Că mi-a zis cineva că am avut un coș pe față și nu mai pot face nimic. Nu mai pot să slujesc pentru că am cântat fals o strofă pentru cântăreți. Nu mai pot să slujesc pentru că am încercat să predic ceva și oamenii n-au înțeles. Nici eu n-am știut exact ce am vrut să spun și m-am așteptat ca ceilalți să se prindă. Dar nu s-au prins. Nu mai slujesc. Știți că această tânără nu doar a continuat să creadă, fiind singura, a continuat să slujească cum a putut. Vă întreb, dragii mei, unde sunteți? În contextul în care sunteți? Puteți să slujiți cât puteți. N-au făcut seri prelungite de rugăciune în casa lui Naaman. N-au făcut, eu știu, evangelizare în Damasc, că cel mai probabil era un capital a Siriei, în Damasc, unde se derulează evenimente. Nu m-aș gândi că Naaman nu locuia în Damasc, Damascul fiind capitala Siriei. N-au făcut evangelizare pe stadion. Știți ce au făcut? O slujit atât cât a putut acolo unde a fost. Întrebarea este, ne oprim din slujire? Când apare prima piedică, dacă o facem, ar trebui să reconsiderăm, uitându-ne la această tânără. A slujit acolo. Știți de unde știu că a slujit? Că așa zice versetul 3. Când a auzit de problemă, și ajungem imediat acolo, i-a spus stăpânei, adică nevestei lui Naaman, care este soluția. Și mai un lucru încă, care intră tot aici. Nu înceta să crezi, chiar dacă ești singurul. Nu te opri din slujire, chiar dacă poți face foarte puțin. Și mai ceva, nu renunța să faci ce-i bine, chiar dacă tu suferi datorită răului. Știți ce îmi place foarte mult? Sunt convinsă că trăind în robie, nu trăia ca și într-un hotel de 5 stele all inclusive. Sunt convins de faptul că suferea datorită răului, dar această tânără mă învață pe mine. Ca să-mi păstrez libertatea primită de la Dumnezeu, trebuie să nu renunț să fac ce-i bine, chiar atunci când sunt tratat rău. E cineva care mă înțelege ce vreau să spun? Poți să continui să faci bine după ce ai fost tratat rău? E complicat. Gândiți-vă la ea. Nu știu ce scenariu să aplic. Tatăl ei poate a murit în lupta respectivă și avea un frate care era încă pe câmpul de bătălie, s-au rănit. Poate că mama ei, surorile ei au fost duse și ele în robie și nu s-au mai văzut. Și poate nu se vor vedea niciodată. Poate bunica care stătea cu ei în casă a murit. Mult rău poate. N-ai cum să fii în robie și să te bucuri. Asta e cert, indiferent de scenariu. Totuși, n-a renunțat să facă ce-i bine, deși a fost înconjurată de rău. Așa îți păstrezi libertatea. Continui să crezi, chiar dacă nu o face nimeni. Continui să slujești, chiar dacă doar puțin. Și continui să faci bine, chiar dacă tot ce primești în schimb e rău. Da? Ăsta e primul lucru pe care îl învăț de la această tânără. În mijlocul limitărilor pe care ți le impun oamenii, continuă să trăiești în libertatea pe care nu ți-o poate lua nimeni și dată de Dumnezeu. Amin? Doamne ajută-ne! Al doilea lucru, versetul 3, da? Zice Biblia, și a zis stăpânei sale, of, aflând de situație, nu ne zice Biblia cum a aflat că Naaman are lepră. Sigur era un secret bine ținut în familia lui. Dacă stăpânul, domnul meu, ascultați cum se referă la Naaman, putea să-l numească altfel. Era practic dintre cotropitori, era dușmanul ei. Dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul acela l-ar tămădui de lepra lui. Al doilea lucru la care mă opresc în seara aceasta sună cam așa. În mijlocul
propriilor tale nevoi, continuă să fii sensibil la nevoile celorlalți. Zăbovesc aici câteva minute. În mijlocul constrângerilor și limitărilor pe care ți le dau oamenii, continuă să trăiești liber în Hristos, dar în mijlocul propriilor tale nevoi, poți să continui să fii sensibil la nevoile celorlalți. Observați câtă sensibilitate. Știți de ce-i dată în înțelegerea mea din acest verset sensibilitatea? Exclamă acest oftat, zice of. Cu alte cuvinte zice ce păcat că nu suntem acasă la noi în Samaria. Acolo îl cunosc pe acel proroc, pe acel om al lui Dumnezeu și știu că omul acela poate rezolva orice probleme, că Dumnezeu îl ascultă. Dragii mei frați creștini, surori dragi și tineri care sunteți aici, în mijlocul propriilor voastre nevoi, mai puteți să vedeți și nevoia celorlalți. Știm că nevoile noastre sunt cele mai mari. Când ai o problemă, te culci cu ea, te trezești cu ea, te gândești la ea, te frămânți cu ea, încerci să găsești soluții pentru ea, dar dragii mei, hai să înțelegem că în mijlocul nevoilor noastre, noi putem să fim sensibili la nevoile celor din jurul nostru. Ce înseamnă asta? Pot să vă dau un exemplu din Noul Testament. Mergeți cu mine, vă rog, la Luca, capitolul 1. Trebuie să vă citesc pasajul pentru că e prea frumos. Luca, primul capitol, versetele 6, 7 și 8, vorbesc acolo despre preotul Zaharia. Preotul Zaharia, știți că este tatăl lui Ioan Botezătorul, da? Preotul Zaharia era căsătorit cu Elisabeta, era nevasta lui. Spune Biblia că amândoi erau bătrâni, înaintați în vârstă și nu aveau copii. Dar Zaharia sluja la templu. Am stat de multe ori citind acest pasaj și ascultați cum îi descrie Biblia, începând de la versetul 6. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și rânduielile Domnului. Nu avea nimic de spus Dumnezeu în dreptul lor vis-a-vis de trăirea și de sfințenia lor. N-aveau copii, zice versetul 7, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Și versetul 8, dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, versetul 9, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. Știți de ce v-am citit versetele astea? Ca să vă spun despre un preot care slujea altora în timp ce el aștepta ca Dumnezeu să-i răspundă la propriile lui rugăciuni. Vă pun o întrebare. Credeți că Zaharia și nevasta lui s-au rugat măcar o dată ca Dumnezeu să le dea copii? Sunt convins. S-or fi rugat 10 ani, 20 de ani, 50 de ani, erau bătrâni, înaintați în vârstă, suferiau cu propriile lor nevoi și totuși, nu ne zice Biblia pe câți nou născuți i-a luat Zaharia în brațe și i-a binecuvântat în templu aduși de părinți. Nu ne spune Biblia de câte ori Zaharia luând câte un nou născut în brațe, spunea, Doamne, binecuvântează-l, dar adu-ți aminte și de rugăciunea mea, pentru că de 40 de ani mă rog să-mi dai copii. Undeva pe lista ta de așteptare, oare, sunt și eu inclus. Știți ce mă învață Zaharia? Ce mă învață această tânără? Că în mijlocul propriilor noastre nevoi, putem să continuăm să fim sensibili la nevoile celorlalți. Ce înseamnă asta? Haideți un pic foarte repede să deslușim. Ce înseamnă ca în mijlocul propriilor tale nevoi să poți să fii sensibil la nevoile celorlalți? Înseamnă că deși tu ai nevoie de ajutor, te oferi să dai ajutor. Ăsta e paradoxul. Ai 5 lei în buzunar și te întâlnești cu unul necăjit. Și din cei 5 lei puțini a tăi, iei 2 și dai lui ca să mănânce și el un corn. Asta înseamnă că în mijlocul propriilor tale nevoi să poți fi sensibil la nevoile celorlalți. De multe ori noi nu suntem sensibili când n-avem nevoi și am putea să facem bine, dar mai atunci când suntem în nevoie. Tânăra aceasta avea
nevoie de ajutor. Știți ce nevoie avea tânăra asta? Să o scoată cineva din robie. Să-i dea voie măcar să se ducă înapoi acasă, să-și caute familia, să se reunească cu ei. În mijlocul propriilor nevoi, știți ce face tânăra asta? Ea are nevoie de ajutor, dar se întoarce și oferă ajutor. Această tânără e mișcată de nevoia din viața lui Naaman. Deși nu era prieten cu el, deși era roabă, ea transformă protestul și revolta în slujire și soluție. Suntem chemați, dragii mei, profit de ocazia asta, să vă spun, aterizând în vremurile noastre, că poate o să ziceți, nu mă influențează prea mult ce a făcut tânăra asta, dar știți ce se întâmplă în vremurile noastre? Suntem chemați să ne purtăm poverile unii altora, știți că așa zice Biblia. Ascultați, Galateni 6:2, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Suntem chemați să ne purtăm sarcinile unii altora. Când văd că îți merge greu, trebuie să vin să te ajut. Asta e ideea. Când văd că suferi, trebuie să pun și eu umărul. Când văd că ai o nevoie, trebuie să mă alătur ca să fiu o soluție. Am nevoile mele, cu siguranță, dar trebuie ca nevoile mele să nu acapareze tot universul meu, ci în mijlocul nevoilor mele să pot să văd și nevoia ta. Asta înseamnă să pot să port sarcina ta. Asta înseamnă, Biblia ne cheamă să ne slujim unii altora în dragoste. Ce înseamnă să slujești celuilalt în dragoste? Înseamnă să o faci când tu nu mai ai nicio problemă? Câți dintre voi o să ajungeți într-o zi să ziceți, frate, eu n-am nicio problemă, nu mă doare nicăieri, am tot ce vreau, tot ce am visat, acum în sfârșit sunt gata să ajut pe cineva? Care dintre noi am crede o utopie de felul acesta? Ar fi foarte fain. Ar fi extraordinar să poți trage într-o zi linia și să spui, nu mai am rate, nu mai am probleme, am un job foarte bun, am sănătate tun, acum pe cine ajut? Mă duc la păstorul bisericii și spun, frate, la mine totul e bifat. Unde încep? Ar fi bine. Din păcate, viața ți se întâmplă în timp ce faci alte planuri și nu se ajunge acolo, dar în mijlocul nevoilor tale poți să oferi ajutor. Deci, cum poți în mijlocul propriilor tale nevoi să fii sensibil la nevoile altora? Deși ai nevoie de ajutor, fii tu un ajutor pentru alții. Mai ceva. Deși nu ai soluție pentru propria ta problemă, vii cu o soluție pentru problemele altora. Asta mă șochează la ea. N-avea soluție cum să scape din robie. Nu s-a gândit, mă, cum să scap de aici? Fug, încerc să scap. Deși era constrânsă, limitată și n-avea soluție pentru ea, omul care e sensibil față de ceilalți are soluții pentru ceilalți. Știți ce zice? În Samaria. Îmi pare rău, îi spune lui Naaman, că nu suntem în Samaria. Dar dacă am fi în Samaria, acolo este un proroc. Îi spune, știți ce îi spune de fapt în esență lui Naaman? Eu nu mă pot duce în Samaria, că eu sunt aici din cauza ta. Datorită ție sunt eu în robie. N-am soluție. Dar îți dau ție soluția. Du-te în Samaria, du-te acasă la mine, acolo este un om care te vindecă de lepră. Paradoxal! Cum poți tu să oferi soluții la problemele altora când tu n-ai soluții pentru problema ta? Uite că se poate când te pui la dispoziția lui Dumnezeu și înțelegi că în mijlocul propriilor tale nevoi poți să fii sensibil la nevoile celorlalți. Poate că problema ta este atât de mare încât n-ai soluție la ea. Aveți vreunul dintre voi vreo problemă la care n-aveți soluții? Cred că le avem. Hai să fim onești cu noi înșine. Nu ridicați mâna, doar gândiți-vă. Dar chiar dacă n-ai soluții la problema ta, continuă să te încrezi în Dumnezeu, că asta cred că a făcut tânăra asta, și în timp ce se încredea în Dumnezeu, i-a oferit soluția lui Naaman. Îmi pare rău că nu ești în Samaria, dar tu poți merge, eu nu pot merge. Du-te acolo, oferă soluție. Așa poți să rămâi sensibil. Și mai încă un lucru aici. Da? Cum poți să fii sensibil la nevoile altora, în mijlocul propriilor tale nevoi? Am spus, deși tu ai nevoie de ajutor, oferi ajutorul altora. Deși tu n-ai soluție la problemele tale, oferi soluție problemelor altora. Și deși tu ești obosit de greul vieții tale, găsești odihnă când oferi alinare altora. Dați-mi voie să zăbovesc un singur minut la acest gând. Ai obosit de greul și de problema în care ești în viața ta. Te rogi și parcă nu se întâmplă nimic. Stai înaintea lui Dumnezeu, postești, insiști și parcă nu se întâmplă nimic. Și ai obosit. Și ești aici la poarta cerului în seara asta și vei zice, frate, am obosit să mă rog. Am obosit
să aștept. Sunt obosit. Nu fizic, că oboseala fizică trece, te culci, dormi bine noaptea și te trezești odihnit. Dar e oboseala aia sufletului, a duhului tău. Simți că ești la capătul resurselor, nu mai poți. Parcă nu mai ai cuvinte să te rogi. Parcă nu mai ai lacrimi să plângi. Ești obosit. Pot să vă sugerez cu respect, fără să am pretenția că vă dau o soluție, să vă sugerez cu respect ca să găsești odihnă, alină durerea altuia. Că se întâmplă ceva foarte interesant, miraculos, dumnezeiesc. Atunci când în oboseala mea mă duc și aduc odihnă altuia. Dumnezeu face ceva miraculos. Poate te-ai rugat și nu s-a întâmplat nimic. Poate că Dumnezeu îți spune în seara asta, ești obosit de greul tău. Dar ce-ar fi să încerci să oferi odihnă altuia? Se duce tânăra aceasta și spune, văd că stăpânul meu e obosit de problema lui cu lepra. O căuta soluții. Credeți că dacă o dus cu el $1,000,000 valoare, avea Naaman bani? N-am niciun gând că n-ar fi avut. Credeți că a încercat tot ce putea să încerce? Sunt convins și de asta. Și Naaman zice, mai este o soluție, mai este o speranță. Fata îi spune, am obosit în robia asta, dar e unul mai obosit ca mine. Știți că de multe ori suntem obosiți de suferința noastră, dar poate în biserică e unul mai obosit ca noi. Încearcă să aduci alinare. Și s-ar putea ca aducând alinare celuilalt, Dumnezeu să-ți dea ție alinarea. Doamne, ajută-ne la asta! Al treilea lucru, în această seară, tot din versetul 3, mergem înapoi, vi-l mai citesc. Citesc de multe ori acest verset, e frumos, zice Biblia, ia a zis stăpânei sale, of, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Știți cât de convinsă era fata asta? N-avea nicio urmă de îndoială. Dacă ar fi în Samaria, acolo este unul care repară totul. Nu v-ar plăcea să aveți cheia franceză. Știți ce e o cheie franceză? Bărbații știu, poate surorile nu știu. Cheia care se ajustează la toate dimensiunile. Noi ne place să avem cheia franceză, că e bună la toate dimensiunile. Vine fata asta și zice, am soluția ideală. Ia aici un om care rezolvă orice problemă. Ce bine ar fi să avem un prieten, dai un telefon, orice problemă, orice domeniu, orice gravitate, am pe cine să sun. Asta zice fetița aceasta. Zice, în Samaria este unul care rezolvă pe toate. Al treilea lucru la care vreau să ne oprim, pe scurt, în această seară, sună cam așa, inspirată din versetul al treilea, în mijlocul întrebărilor fără răspuns. Continuă să ai încredere în Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Această tânără avea multe întrebări la care n-avea răspuns, ca și noi de altfel. Interesant este că robia asta nu-i definită de timp. Nu ne zice Biblia că ea avea să stea în casa lui Naaman în robie un an de zile, 5 ani de zile sau tot restul vieții ei. Și sunt sigur că una dintre întrebările din mintea acestei tinere, o întrebare pe care și-o repeta, sunt convins în fiecare zi, cât durează robia asta? Scap după un an? Scap după doi? Voi mai scăpa vreodată de aici? Și asta mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să aduc în fața voastră. Și vă spun că în mijlocul întrebărilor multe fără răspuns, poți face un lucru, să continui să te încrezi în Dumnezeu. Vă pun o întrebare. Aveți întrebări fără răspuns în viața voastră în seara asta? Îl întrebați vreodată pe Dumnezeu ceva și Dumnezeu nu zice nimic? Cred că întrebarea, Doamne, de ce, îi cap de listă. Doamne, de ce sufăr eu care te iubesc pe tine, iar vecinul meu care în fiecare zi înjură și blastămă, se poartă ca un păgân, pare că e în regulă. Doamne, de ce eu mă chinui în fiecare lună de la un salar la altul și abia ajung banii ca să-mi cumpăr tot ce am de cumpărat și altul pare că dacă tușește cad atâția bani din el că mă îngroapă. Doamne, de ce
Eu trebuie să trec prin greul familiei mele când mă străduiesc să mă rog, să fiu pocăit, să trăiesc o viață de curăție. De ce familia mea suferă? Iar alții parcă o duc bine. Știți că în mijlocul întrebărilor fără răspuns ai ocazia să continui să te încrezi în Dumnezeu. Și dați-mi voie să elaborez doar un pic ideea asta. Ce înseamnă că atunci când ai întrebări fără răspuns, și repet, le avem cu toții, să poți să continui să te încrezi în Dumnezeu? Cum? Cum poți face asta? Până la urmă, cum poți că atunci când ai multe întrebări la care nu găsești răspuns, nu poate să-ți dea răspuns nici păstorul, nu poate să-ți dea răspuns nici consilierul, nu poate să-ți dea răspuns absolut nimeni, nici măcar Google nu poate să-ți dea răspuns. Ce faci? Ce faci când în mijlocul întrebărilor pentru care nu găsești răspuns, ce faci atunci? Îți păstrezi încrederea în Dumnezeu? Și dacă da, cum se întâmplă asta? Mă uit la fetița aceasta și din nou i-am dă răspunsul și vă rog împreună cu mine să priviți versetul 3. Acolo, în acest verset 3, este totul, este esența. Cum această fetiță, în mijlocul întrebărilor ei, fără răspuns, găsește puterea să se încreadă în Dumnezeu. Știți ce convingere avea ea? Trăiește convinsă de capacitatea lui Dumnezeu de a rezolva orice. E foarte interesant. Dacă Domnul meu ar fi în Samaria, acolo e soluția. Întrebarea este, trăim noi cu capacitatea că Domnul poate rezolva orice? Știu că zicem asta cu gura, dar chiar credem? Fetița asta este paradoxal de sinceră. Dacă ai fi în Samaria, acolo e un om care are soluții. De unde știi? Știți de ce vă pun această întrebare? Pentru că 900 de ani mai târziu, în Luca, capitolul 4, cu 27, Domnul Iisus vorbește și spune aceste cuvinte. Au fost mulți reproși în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși, câți dintre ei au fost vindecați de lepră? Citiți voi. Niciunul din ei n-a fost curățit în afară de cine? De Naaman. Păi stai un pic. Dacă Naaman a fost primul și înainte de el n-au fost alții, întrebarea este, de unde știa fetița asta că Dumnezeu poate să facă orice? Ați auzit doi băieți vorbind despre taților. Tatăl meu poate să construiască singur o casă. Celălalt zice, tatăl meu poate să piloteze singur un avion. Și vine al treilea în tăcere care zice, tatăl meu știe să le facă pe toate. Cam asta zice fetița. Este acolo un om care știe să le facă pe toate. Dar de unde știa ea? Că nimeni nu a mai fost vindecat de lepră. Nu a existat un precedent. O spune Domnul Iisus Hristos că erau mulți reproși acolo în Israel pe vremea aceea și totuși primul, unicul, singurul, primul și ultimul care a fost vindecat, a fost Naaman. Și asta mică vine și spune stăpânei că dacă te duci în Samaria, este acolo unul care îl poate vindeca de lepră. Știți de unde vine asta? Trăia cu capacitatea că Dumnezeu poate rezolva orice. Țineți minte în citirea mea că însuși împăratul Samariei, când se prezintă Naaman la el cu scrisorile de acreditare, îl are în față pe Naaman și zice, Naaman, am venit să mă vindeci de lepră. Știți ce a făcut împăratul? Da, bine, ia un loc, își scoate stetoscopul, hai să-ți luăm tensiunea. Nu. Știți ce face ăsta? Disperat își rupe hainele. Și știți ce întreabă? Sunt eu Dumnezeu? Răspunsul e evident, nu. Sunt eu Dumnezeu să dau viață sau să mor? Ce cauți la mine, Naaman? Eu nu sunt Dumnezeu. Vrei, ca în mijlocul întrebărilor fără răspuns, să continui să te încrezi în Dumnezeu? Trăiește convins că Dumnezeu are capacitatea de a rezolva orice. Mai un lucru, trăiește convins că bunătatea lui Dumnezeu e pentru toți oamenii. Zăbovesc un minut aici. Foarte interesant. Naaman nu era pe lista favoriților acestei tinere. Repet, era dușmanul. Ar fi putut spune, merită. No, și-o luat-o și el acum. O făcut ce-o făcut, merită. Să sufere de lepră. E treaba mea. Să fie așa cum e. Știți ce convingere avea fetița asta? Nu doar că Dumnezeu poate să facă orice, ci avea convingerea că bunătatea lui Dumnezeu e pentru oricine.
Ești convins de asta, dragul meu? Și colegul tău ăla de lucru care nu te poate vedea și se uită urât la tine, care întotdeauna îți bagă strâmbe, crezi că și pentru ăla e bunătatea lui Dumnezeu? Și vecinul tău ăla care, pe care nu-ți amintești când l-ai văzut treaz ultima oară și cum arată când nu-i băut? Crezi că și pentru ăla Dumnezeu e bun? Crezi că și pentru ăla care ție îți face rău în mod constant este un pic din bunătatea lui Dumnezeu și pentru el? Cam asta zice fetița aceasta. Uităm adesea că dacă noi suntem aici în seara aceasta, nu e că am fost mai buni ca ceilalți, ci că Dumnezeu a fost bun față de noi. Spunem de multe ori că noi l-am găsit pe Dumnezeu, dar eu cred că mai corect ar fi să spunem că Dumnezeu ne-a găsit pe noi. Dacă ești aici în seara aceasta, să nu te consideri mai bun ca alții, ci să vezi că bunătatea lui Dumnezeu a fost mai mare față de tine. Și aceeași bunătate trebuie să o arăți tu altora. Că doar așa poți să te încrezi în Dumnezeu în mijlocul întrebărilor la care n-ai răspuns. Știți că adesea noi ne gândim că refuzăm să vedem suferința cuiva doar pentru că noi credem că nu merită ajutorul. Refuzăm să vedem că cineva suferă pentru că noi credem că nu merită ajutorul lui Dumnezeu. De multe ori refuzăm să vorbim cuiva despre dragostea lui Dumnezeu și mila lui pentru că nu suntem de acord cu el. Haideți să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să arătăm bunătatea față de toți oamenii. Și încă ceva aici, fetița aceasta trăia convinsă că Dumnezeu poate face totul, trăia convinsă că Dumnezeu are bunătate și pentru Naaman, și pentru oricine. Și trăia convinsă încă de un lucru, că Dumnezeu te poate folosi exact acolo unde ești tu. Credeți lucrul ăsta? Unde te-a așezat Dumnezeu, acolo te poate folosi. Că ești liber, că ești constrâns, că ai probleme sau ai multă fericire, Dumnezeu te poate folosi acolo unde ești tu. E o lecție mare pentru noi. Și închei ultimul lucru. În această seară, ansamblul textului. Și vă rog să citiți întreg capitolul și să treceți până la finalul capitolului, pentru că sunt niște lucruri foarte frumoase. Nu mai am timpul să mă aplec asupra tuturor gândurilor de acolo, dar al patrulea lucru la care vreau să mă opresc doar pe scurt este că în mijlocul adversităților vieții, fetița aceasta mă învață că trebuie să continui să trăiesc fără amărăciune. Și vreau să închei cu acest gând. Știu că sunteți mulți aici care aveți probleme de felurite naturi. Unii vă luptați cu suferința, alții vă luptați cu eșecuri, alții vă luptați cu lucruri pe care le-ați început și nu le mai puteți termina, alții vă luptați cu felurite constrângeri și adversități. Aș vrea să vă provoc, să învățăm ceva de la această tânără. Ca ultimă lecție, mai sunt multe lucruri frumoase în acest text. Dar în mijlocul adversităților mă învață această tânără din robia ei, marea lecție a libertății, este că trebuie să continui să trăiesc fără amărăciune. Poate cea mai valoroasă lecție pentru fiecare dintre noi de la această tânără este exact lecția asta. Că atunci când adversitățile vieții te copleșesc, ai ocazia să alegi între a fi amar, a trăi amar, a deveni amar sau a continua să te încrezi în Dumnezeu. Adesea când avem parte de greu și poate de o doză de rău în viața noastră, tindem să devenim la rândul nostru plini de amărăciune. Pe cei ce ne fac răul suntem amari. Suntem amari apoi pe cei ce ar fi putut să ne ajute și nu ne-au ajutat. Suntem amari pe cei care credeam că vor fi de partea noastră și n-au fost de partea noastră. Dar cel mai tragic este când acumulăm amărăciune față de Dumnezeu. Știți ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Și nu mai am timpul, dar vreau să vă spun că zice Biblia să nu dea rod niciun lăstar de amărăciune din viața noastră care să ne întineze. În mijlocul adversităților vieții, continuă să trăiești dulce pentru Dumnezeu. Nu-ți pierde dulceața vieții cu Dumnezeu, chiar dacă viața este amară. Știu că se zice că dacă viața te servește cu lămâi, fă-ți o limonadă. Asta e o chestie psihologică foarte subțire. Și mie îmi place limonada, dar mă refer la limonadă făcută din lămâile pe care le cumperi, nu alea pe care ți le servește viața.
Că amărăciunea vieții de multe ori nu te lasă să faci limonadă, oricât ești de dornic. Dar în mijlocul adversităților poți totuși să te lupți cu amărăciunea. Cum? Și închei cu aceste gânduri și apoi vreau să ne rugăm. Foarte repede, cum poți, ca în mijlocul adversităților vieții tale, să nu te vii la rândul tău amar? Câteva lucruri simple, nu uita. Ăsta e primul lucru, nu uita că după nori și întuneric vine din nou soarele. N-am soluția perfectă. Dar în mijlocul adversităților, amarului cu care viața te servește uneori, nu uita că totul e ciclic, totul e trecător. Nu uita că după nori, după furtună, apare din nou soarele. Asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Înțeleptul în Eclesiastul spune, toate lucrurile trec. Trece și binele de care astăzi te bucuri. Am vrea să ne-l prelungim. Am vrea să nu se mai termine binele din viața noastră. Cine vrea să îi se termine binele? Am vrea să nu ni se mai termine tinerețea, nu? Până ajungi la 20 de ani, te chinui să tot îți anunți vârsta mai mare decât este. Nu vorbiți cu tineri, câți ani ai? El are 18 ani și 2 săptămâni, dar el are deja 19 ani, că simte nevoia să... Pe ce treci de la o vârstă, nu mai vrei să ți se amintească ce vârstă ai. Și când îți faci tortul de aniversare, de sărbătoare, trebuie pompierii să fie în stand-by, dacă pui ce nu trebuie pe el. Nu uita că după nor și întuneric vine din nou soarele. Totul este ciclic. Mai ceva. Nu uita că prin durerea ta Dumnezeu poate aduce vindecare altora. Atunci poți să rămâi dulce pentru Dumnezeu, să nu te amărăști. Mă tot gândesc cum a folosit Dumnezeu o tânără anonimă, dusă într-o robie, într-o țară îndepărtată. Și vă rog să citiți textul cu atenție. Nu uitați că Naaman a fost vindecat fizic, dar și spiritual. Zice Biblia, când prorocul a zis, nu-mi trebuie banii tăi, $1,000,000. Nu-mi trebuie, banii tăi ține-i. Pot măcar să duc niște pământ din Israel. Am stat și m-am gândit de multe ori, de ce a trebuit pământ? Ce altceva putea lua din Israel? Un singur lucru îmi vine în minte. A vrut să ia pământ cât a putut duce cu el, pentru că acolo în Siria, acest om avea să ridice primul altar închinat lui Dumnezeu într-o țară păgână. Și de ce? Toate pentru că o fetiță a decis să nu fie amară cu viața și a rămas să-i arate dulceața vieții. Și am zis că nu uita că după nori și întuneric vine soarele, am zis să nu uiți că prin durerea ta Dumnezeu poate aduce vindecare și mai ceva, nu uita că într-o zi toate lucrurile vor fi noi, într-o lume nouă. Citiți ce spune Ioan, am văzut un cer nou și un pământ nou. De ce era nevoie de ceva nou? Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi trecuseră. Acolo, zice Ioan, nu va mai fi nici tânguire, nici durere, nici lacrimi. De ce? Pentru că totul va fi nou. Acolo nu va mai fi nici amărăciunea vieții, ci va fi dulceața prezenței lui Dumnezeu. Vreau să vă provoc în această seară să ne rugăm ca în mijlocul robiei, poate, în care stai și ești legat, să te bucuri de libertate pe care o ai în Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să stăm înaintea Domnului, să îi cerem lui Dumnezeu, chiar dacă limitele noastre sunt acolo, să avem libertate. Chiar dacă avem nevoi, să putem să fii sensibili la nevoile altora. Chiar dacă noi, la rândul nostru, trăim în amărăciune și în suferință, să putem să arătăm dulceața Domnului. Vă invit să ne rugăm împreună pentru aceasta și să mulțumim Domnului pentru această seară. Haideți să ne rugăm!